Și acum, na, dacă tot am vorbit de copil, bebe, știi, dacă pe viitor vreți să faceți un copil împreună, eu zic să luați notițe de la o mămică experimentată. Actriția, ce am mereu zic asta, actriția. N-ai mai auzit cuvântul ăsta de ceva timp. Sună frumos, actriția. Actriția. Actrița Olimpia Melinte este în ultimul trimestru de sarcină. Bună! Așa de tare mă emoționez când urmează să vorbesc cu femei însărcinate, ceva de groază. Popescu înțelege cel mai bine. Bună, Olimpia! Bună, Olimpia! Cum te simți? O, Doamne, am făcut o criză de râs. Știi, eu n-am ales încă numele copilului, dar uite că actriția e un nume... Actriția sună bine? E o variantă bună, să știi, da. Foarte, foarte bună, actriția, s-o strig, actriția lui mama, ce faci? Actriția lui mama, ia vină tu încoace. Da. Cât mai ai, în câte săptămâni ești? Am intrat în 36 de săptămâni, mai am fix o lună. O lună fără câteva zile, da. Cum stai cu pregătirile, Sasha, ce zice băiețelul tău, e nerăbdător? El e foarte nerăbdător de la început. Prima oară când afla că sunt însărcinată, m-a întrebat ce culoare are. Așa. I-am spus, mami, uite-te la noi doi, va fi în această zonă de culoare. Acum nu mă mai întreabă asta, înțeles cum stă treaba cu culoarea, ci în fiecare zi când se întoarce de la școală, mă întreabă, mami, n-a venit? Nu s-a născut încă? Este foarte, foarte nerăbdător. Am încercat să-i punem pătuțul, să organizăm camera, dar mi-am dat seama că vor fi stricate până se va naște ea, pentru că deja el a început să se urce pe pătuțul ei, să încerce să sară, să facă tot felul de chestii. Și am zis, nu, hai să mai așteptăm până atunci, ca să aibă și copilul ăsta ceva nou și frumos, că aparent lucrurile nu stau chiar așa, nu e atât de simplu cu al doilea. Dar da, Sasha e foarte nerăbdător și noi amândoi suntem la fel. Ne doream tare mult o fetiță și uite, actriția. Actriția e pe drum. Da. Cine, nu știu, te va ajuta cineva după ce vine actriția la voi în familie? Da, e soacra mea aici aproape de mine tot timpul. Ea e și mai nerăbdătoare, a crescut 3 nepoți, acum îl așteaptă și pe al 4-lea. Ea va fi stâlpul nostru de rezistență pe toată perioada. Și e sigur mama când va putea pleca din Iași, mă rog, în vizite mai scurte. Dar avem 2 bunici de încredere. Perfect. Sarcină ușoară în continuare. Ales foarte bine, am vrut neapărat să știi asta, să-ți spun. Este strălucirea femeii însărcinate, știi? Am auzit despre ea. La tine e reală. Să vedem cum va fi după ce o să nasc, dacă se mai păstrează ceva sau o să fiu cu cearcăne și alte lucruri, dar face parte din proces. Exact. Așa oricum este. Ai mai trecut prin asta, deci știi foarte bine ce urmează cumva. Exact. Îți mulțumim tare mult, aveți grijă de voi, vă îmbrățișăm cu drag și eu să ne revedem cu bine. Așa să fie, vă pup pe toți! Te pupăm!